Mircea Muntean a declarat că a decis să treacă la PDL după colaborarea foarte bună pe care a avut-o cu reprezentanții acestei formațiuni politice în timpul campaniei electorale pentru alegerile locale din iunie. Și nu este exclus ca acesta să candideze pentru un post de parlamentar la alegerile parlamentare din toamnă. Consecvenți la tot ce am spus, că am fost o echipă, suntem o echipă și vom fi o echipă, Mircea Muntean se înscrie, s-a înscris astăzi în PDL. Ori pentru mine și pentru colegii mei este o satisfacție. Suntem consecvenți principiilor de dreapta. Astăzi am decis să fac parte din echipa cu care am lucrat de 6 luni de zile și cu care să continui în acest an prin pregătirea alegerilor generale, cele mai importante alegeri care vor da efectiv un prim-ministru nou, o guvernare nouă și, bineînțeles, o speranță în bine pentru populația județului Hunedoara. Nu puteam să fac acest lucru decât alături de Dorin Gligor, de Viorel Arion, de Mircea Borca și de alți colegi cu care am bătut străzile și am bătut ulițele satelor. Mircea Muntean este consilier local în Consiliul Local al municipiului Deva din partea UNPR. Odată cu trecerea sa la PDL, este posibil ca acesta să își piardă mandatul de consilier local.